nostru, prin Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie toată slava, cinstea, gloria și onoarea în veci de veci. Amin. Amin. Să ne ajute Dumnezeu să luptăm, dar să nu luptăm fără de El, fără de Domnul Iisus Hristos. Și noi totdeauna avem nevoie de El, suntem legați de El. Slăvit să fie numele pentru că este Domnul nostru. Amin. Aș vrea să împărtășesc câteva gânduri din acest text, din 2 Corinteni, și mă gândeam că oamenii aceștia care au trăit în Corint aproape 2000 de ani în urmă, când a scris Apostolul Pavel acest text celor din Corint, s-au confruntat cu probleme cu care ne confruntăm și noi. Trăiau într-un oraș, acolo Corintul, un oraș foarte bine dezvoltat din punct de vedere economic. Istoria spune că marinarii coborau din Marea Egee de sus, din nord, coborau și în loc să ocolească acea insulă, treceau prin Corint, care era mai ieftin, ca să transporte marfa dintr-o corabie într-alta, ca să ajungă în Marea Adriatică, și le era mai ieftin decât să ocolească toată insula, ieșea mai ieftin, să plătească niște sclavi. Și se spunea că în Corint locuiau aproximativ 1 milion de oameni, dintre care 600.000 erau sclavi. Și restul erau oameni bogați și trăiau o viață de lux, că se spunea de multe ori că se trăiește ca Corint, ca un corintian, o viață de lux. De ce spun lucrul acesta? În Corint aveau oamenii bani, aveau o viață în care puteau să-și permită orice, destrăbălare era. Între timp ce căpitanii de vase și coborau și așteptau să li se mute marfa, se destrăbălau. La modul în care nici nu ne putem imagina. Hotelurile și erau bordelurile și toate acele localuri erau pline de femei destrăbălate și băutură și toate cele, tot ce se putea. Și în acest oraș, Apostolul Pavel s-a oprit și mânat de Duhul lui Dumnezeu a zidit această biserică pe temelie, pe Domnul Iisus Hristos. Și această biserică, cum zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 7, nu duceți lipsă de niciun fel de dar în arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci în acel oraș plin, destrăbălat, sunt multe, dacă citiți și căutați pe internet, să vedeți ce viață au dus cei din Corint, ce viață de lux, și cum biserica aceea, biserica mare, a avut toate darurile spirituale. Dați seama, deci Apostolul Pavel spune acest lucru, că nu duceau lipsă de niciun dar. Dar problema erau multe, multe neînțelegeri. Erau scrie acolo în prima epistolă, dacă vedeți, dacă urmăriți, se certau între ei partide, la manifestarea darurilor spirituale era un valme și acolo fiecare vrea să vorbească, să prorocească, se certau între ei, mai se și băteau, mâncau, beiau, veneau beți la biserică. Era un ghiveș, era o amestecătură când se adunau acolo câteodată de nimic nu se mai înțelegea. Și Apostolul Pavel vine și le scrie prima scrisoare. Primește răspunsul de la ei și din nou se apropie cu a doua scrisoare în care vedem că scrie despre acel curvar și despre discordile din nou dintre ei și problemele care se întâmplă între ei și necazurile care au parte. Și Apostolul Pavel vine și în capitolul 6 vine aici așa și le spune mai exact problema cu care se confruntau ei. Ei erau creștini și le plăcea să stea în prezența lui Dumnezeu, dar când ieșeau de acolo, se duceau și lucrau. Erau, mulți dintre ei erau sclavi. Sclavi fiind, n-aveau libertatea aceea. Și atunci, pe lângă că lucrau, se fereau de multe lucruri. Dar, în timp ce veneau înapoi în împărtășire cu Dumnezeu, mai aduceau și câte un lucru lumesc printre ei. Mi-aduc aminte, când eram mic, mă mai puneam să mai repar câte un casetofon sau ceva pe acasă și cred că poate mi s-a întâmplat și dumneavoastră. Desfăceam casetofonul, reparam, puneam apoi și la sfârșit îmi rămânea câte un șurub sau două în plus, nu știam de unde să-l mai iau. Și trebuia să-l țin, nu puteai să-l arunci, după oameni că nu mai
mai de 10 ani câteodată le-ați mai amânea. Nu li s-a întâmplat și dumneavoastră, probabil li s-a întâmplat. Același lucru, cei din Corint, din biserică, când mergeau la muncă între oamenii, între cei din cu care lucrau, prindeau câte un lucru și îl aduceau. Îl aduceau și vreau să-l spiritualizeze. Vreau să-l pună înainte, să-l folosească. Și de multe ori acolo, unde scrie în capitolul 1 Corinteni, capitolul 12, de multe ori se întâmplă tot felul de manifestări anormale despre care Pavel le spune, nu este normal, nu este bine. Și cuvântul lui Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, le spune în a doua epistolă, le spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Și întrebarea pe care aș vrea să medităm asupra ei în versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Vedeți, trăim într-o societate foarte bine dezvoltată, modernă. Într-o societate în care avem totul foarte rapid de-a gata și am vrea, cum a predicat fratele Mircea dimineața despre pocăința, am vrea pocăința noastră să fie instantă. Ne băgăm în apa botezului și când ieșim să fim credincioși, plini de râvnă, de călăuzire. Nu se poate. Trebuie să luptăm. Pe calea pocăinței se cere luptă. Și trebuie să ne lepădăm de noi, de lucrurile care în trecut le-am folosit, înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Nu le putem introduce în templul lui Dumnezeu. Pentru că noi ne-am pocăit cu dorința de a moșteni raiul. De ce noi am pus nădejdea și încrederea pentru lucrurile acestea pământești? În România mai era acel zvon că du-te la pocăiți, că pocăiții îți construiesc casa. Poate v-ați duceți aminte, că timp după ce am scăpat de comunism. Era această vorbă. Dar nu, noi nu cred că ne-am pocăit de dragul de a avea o părtășie seara, duminică dimineața, duminică seara, pe parcursul săptămânii, nu. În timpul săptămânii când suntem la muncă, iar numai să avem o părtășie la biserică așa, cu niște români, să ne păstrăm cultura. Nu cred că. Nu? Nimeni nu cred că s-a pocăit sau nu și-a pus în minte acest lucru. Același lucru se întâmpla între cei din Corint. Ei și-au pus dorința aceasta în minte și dorința în suflet de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Dar, între timp ce își manifestau viața de zi cu zi, agățau câte un lucru mărunt care împiedica relația cu Dumnezeu. Și spune aici așa, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Sunt multe exemple la ce poți să te înjugi. Prin căsătorie, printr-un parteneriat care nu este bun, printr-o prietenie la școală cu o colegă sau cu un coleg care sunt necreștini. Absolut că ei nu te vor trage înspre pocăință. Absolut că ei nu te vor invita să postești, să te rogi, să studiezi Biblia. Nu! Te vor invita la un film, la o bere, la o marihuana, că mai nou se fumează și nu-ți face nimeni nimica. La lucruri din astea care trăim în această societate în care este libertate. La relații intime, nepermise. Această, trăim în societate aceasta în care este atâta libertate și lucrurile chiar mă gândeam, discutam de fapt cu soția mea despre lucrurile acestea. Nimeni nu mai accept, deci căsătoria nu mai este la loc de mare înălțime. Nu mai e important. Dacă ești căsătorit, bine, dacă nu. Dar, în momentul când cineva care este căsătorit trăiește cu altă femeie, atâta tantan se face, parcă ar fi, îi interesează pe ei. Nu interesează, nu ei își fac, își prezintă ei d'amblau, nu? Dar în zilele noastre, trăim aceleași vremuri cu cei din Corint aveau o problemă. Și Apostolul Pavel le vine și le spune, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Noi, în momentul când am hotărât să slujim pe Dumnezeu, am intrat în templul lui Dumnezeu de pe acest pământ. Și când Dumnezeu își va încheia misiunea pe acest pământ, Dumnezeu ne va duce în împărăția sa, în templul său, unde El va spune, în Apocalipsa spune că cine va lumina? El ne va fi lumina, soarele, slăvit să fie numele. Dar până să ajungem
în templul acela, noi suntem pe pământ și reprezentăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Și noi suntem templul Duhului Sfânt, slăvit să fie numele. Dar problema este, Domnul Dumnezeu a lăsat, în Sfintele Scripturi găsim trei etape de descoperire, trei etape de revelare. În primul rând, când a construit primul templu, prin Moise. Primul templu care a fost construit, Dumnezeu s-a revelat lui Moise și a fost și a spus, vino pe munte în Exod, în capitolul 25. Și să faci templul acesta exact după cum ți l-am arătat. Nu îi spune acolo în Exod 25. Și templul acesta a fost un templu mai simplu. N-a fost o clădire. N-a fost o clădire din ciment, cărămiz, ci a fost cort. Un cort simplu. A doua templu pe care l-a construit Solomon a fost un templu faimos, care a fost tot arătat de Dumnezeu, spune în 1 Cronici, Dumnezeu îi se arată lui David și îi spune, e așa să construiești templul acesta. Revelația aceasta un pic mai profundă, mai templu, a fost foarte faimos. Dar a venit Domnul Iisus Hristos, care este templul desăvârșit, slăvit să fie numele. Că El spune în Ioan capitolul 2, când fariseii au venit la El și au vorbit cu El, ei au spus, cum poți tu să dărâmi acest templu, cum ne arăți tu că tu ești Dumnezeu, ești Hristos? Și a spus, stricați templul acesta și eu îl voi reconstrui în câte zile? Trei zile. El vorbea de moartea asta. Dar El spunea deja, templul El este templul care a fost revelat pentru noi, generația noastră, în prezent. Dar în acest templu n-avem cum să intrăm dacă tragem după noi lucruri lumești. Dacă vrem să locuim în prezența lui Dumnezeu, nu putem să ne înjugăm la un juc nepotrivit. Nu putem să ne închinăm altor Dumnezeu. Nu putem să ne închinăm idolilor. Nu putem să prindem lucrurile lumești care împiedică relația noastră cu Dumnezeu. Scopul nostru este și dorința noastră este de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Azi dimineață s-a predicat despre pocăință. Azi dimineață mi s-a spus despre acest lucru. Noi, în prezența lui Dumnezeu, spune aici așa, că noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și atunci Apostolul Pavel le spune, dacă doriți să trăiți în relație cu Dumnezeu, dacă doriți să fiți parte din acest templu, templul Duhului Sfânt, în care să locuiască Dumnezeu, în care să locuiască Duhul Sfânt, noi trebuie să ieșim. Trebuie să ne separăm de lumea aceasta. Că nu putem să trăim în legătură cu Dumnezeu și să avem lucruri care sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Nu ne putem. Ne putem permite aici pe acest pământ. Ne putem, nu ne vede păstorul, că păstorul nu este cu noi clipă de clipă, la lucru, la școală, în umblarea noastră de zi cu zi. Ne putem, frații, nu este totdeauna cineva credincios lângă tine. Îți poți permite acasă să trăiești cum vrei tu sau între colegi și între prieteni, să te arăți că ești cu ei. Dar în momentul acela, tu nu reprezinți pe Domnul Iisus Hristos. Nu ești parte din templul Duhului Sfânt. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute pe toți, pe fiecare în parte. Amin. Să facem parte și să ne păstrăm această mare moștenire. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că ni s-a arătat prin Domnul Iisus Hristos acest har minunat de a moșteni împărăția Lui. Dar Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa, în capitolul 21, spune aici așa, în versetul 7, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este miazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Dumnezeu pe noi ne-a chemat să nu trăim
în minciună, să nu trăim în întuneric, să fim fii ai luminii, să nu avem legături care ne strică relația noastră cu Dumnezeu, cu templul cel Sfânt, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că în Apocalipsa, în capitolul 2, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Îngerul Bisericii spune în versetul 14, scrie celor din Laodicea, iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Aici se referă tot de Domnul Iisus Hristos, zidirea templului care l-a construit după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a început să-și zidească templul, cel de-al treilea templu în care suntem parte și noi. Împreună zidim pentru acest templu și la final, când totul va fi gata, vom sărbători în prezența Lui. Ne vom bucura în prezența Domnului Iisus Hristos. Și spune aici așa, le spune problemele cu care se confruntau cei din Laodicea. Un oraș care era foarte bogat. Poate ați mai auzit această explicație, dar era un oraș care avea din punct de vedere financiar. Cum suntem și noi, că noi trăim într-o țară care este locul 2 în lume din punct de vedere al traiului, se spune. Trăim, ne permitem și este o viață bună. Dar problema este Dumnezeu. Unde este pus în această țară? Unde este căutat? De cine mai este căutat? Și cei din Laodicea erau foarte bogați, aveau moneda lor, aveau băi termale, aveau tot felul de invenții care au făcut alifia aceea pentru ochi. Dar problema cu care se confruntau ei credeau că duc bine. Ei credeau că duc bine, că lau pe Dumnezeu, că totul merge bine. Cântare era cântare, închinare era închinare, părtășia la biserică era părtășie. Dar Domnul Dumnezeu le spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Ei aveau moneda aceea. Ca să te îmbogățești și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Și nu se aseamănă de multe ori aceste lucruri cu noi, cei care trăim în zilele noastre. Noi, generația noastră, care trăim prezent, credem și ne lăudăm că știm totul. Știm, nu, ne mântuim cu acest lucru. Dar oare chiar cunoaștem adevărat pe Dumnezeu acesta minunat? Oare chiar avem o relație puternică, strânsă cu Dumnezeu? Când credința noastră, când ne rugăm pentru cineva sau ne rugăm pentru un lucru să se împlinească, să ne dea Dumnezeu un răspuns, da, am să lucrez, am să fac, să ne călăuzească prin Duhul Sfânt, sau suntem și noi ca cei din Laodicea. Dorința noastră este, și eu îmi doresc și familia mea, să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu, să moștenim raiul. Cred că acest lucru îl doriți și dumneavoastră. Nu degeaba ne-am mântuit, nu degeaba ne-am pocăit, nu degeaba ne restricționăm. Ne restricționăm viața. Că nu ne ducem la discoteci. Acum poate unii își permit. Nu ne ducem cu femei. Nu trăim în curvie, nu? Sunt restricțiile care lumea le trăiește și sunt pentru ei lux și o plăcere. Dar noi ne-am pus nădejdea în Dumnezeu și căutăm să trăim cu Dumnezeu. Căutăm să avem o părtășie și o relație vie cu Dumnezeu. Să fim în templul Lui, prezența Lui, prin puterea Duhului Sfânt. Să se vadă în viața noastră, în orice moment și în orice clipă, în orice problemă din viața noastră. Să-L căutăm pe Dumnezeu, pentru că și noi suntem parte din templul Duhului Sfânt. Dar dacă legăm și luăm și tot acumulăm mizeria lumii acesteia în noi și un pic aici așa și un pic acolo și zicem, asta nu e nici neagră, nici albă, e gri, asta nu e chiar așa de rea. Să punem un pic și de lumini în biserică, să fie un pic de atmosferă, să aducem și tobe, să facem un pic și de dans, să ne mișcăm, să facem un grup de laudă și să facem lucrurile care sunt în lume, de fapt, care nu ne ajută. Care nu ne ajută. Atunci, cum îl mai... Unde lăsăm pe Domnul Dumnezeu? Unde îl lăsăm pe Domnul Iisus Hristos? Când îl slăbim, când îl lăudăm pe El. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute, să ne lumineze și să ne dea putere. Ca alergarea noastră pe acest pământ să se finalizeze cu El în Împărăția Sa. La nunta Mielului, să fim cu toți împreună. Spune aici așa cuvântul lui Dumnezeu. Ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu atingeți de ce este necurat și vă voi primi.
Vedeți lucrul acesta interesant, cum spune Apostolul Pavel. Ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. De câte ori nu ne-am atins și ne atingem și ne complacem cu lucrurile care Dumnezeu ne cheamă. Nu este o metaforă aici, nu este o alegorie. Nu, ci este clar să luăm cuvântul ad litera, cum scrie aici așa, să ieșim, să ne despărțim. Trebuie să mergem la lucruri, trebuie să lucrăm, să ne câștigăm pâinea. Dar nu trebuie să acceptăm principiile lor. Nu trebuie să le îmbrățișăm. Nu trebuie să le promovăm. Noi trebuie să promovăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să promovăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, căci prin El noi avem viață veșnică. Prin credința în El ajungem la mântuire. Slăviți să fie numele. Deci fiindcă avem astfel de păgăduințe, preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. N-aș vrea ca la finalul vieții noastre, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 7, când ne vom duce în fața lui Dumnezeu și vom spune, Doamne, am făcut minuni, am fost în comitet, am fost păstor, prezbiter, diacon, dirijor, am slujit în orchestră, am slujit în fanfară, în grup de... Am făcut ce am putut mai mult pentru tine și minuni. Și minuni. Și minuni am făcut. Și să spună Dumnezeu, nu te cunosc. Nu știu cine ești. Pentru că ai făcut fără de lege. Fără de legea. Nu ceea ce ne place nouă este bine totdeauna înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce vrea Dumnezeu, acel lucru să-l punem în aplicare și să-l împlinim. Dumnezeu să ne ajute. Și aș vrea ca acest mesaj, acest gând pe care l-am avut, Dumnezeu să ne însuflețească și să ne gândim zi de zi. Oare cum este relația noastră cu templul Duhului Sfânt, cu templul lui Dumnezeu? Oare cum suntem? Suntem în părtășie cu El? Sau doar spunem de pe buze și trăim cum vrem? Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute, să ne dea putere de a rămâne sfinți până la venirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Voi da loc în continuare o chestie să laude pe Domnul.